iubiască tătomudorule, ca trăi cât pământul dorule, ca trăi cât pământul dorule, doruțule, și-a face ce-i gândul dor, doruțule. A trăi o zi, o două, dorule, și s-aduce ca șorouă, dorule. A trăi o două, trei, dorule, doruțule, ca șorouă, s-a topti dor, doruțule. Da, oar Dumnezeu cărare, dorule, pă sub pământ umblătoare, dorule, să se-ntoarne cel ce moare, dorule, doruțule, să se-ntoarne cel ce moare, doruțule. Lai, 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 dor, doruțule. Pentru mine timpul și anotimpurile le aducea o femeie în vârstă, Susana. Ea în fiecare zi, la ora 7 dimineața, aducea la biserică un coș cu flori ca să împodobească cu ele altarul și icoanele. Pe drum, mai împărțea din ele oamenilor cu care se întâlnea. Le aduna din grădinuța ei, plină de flori, până toamna târziu, iar primăvara, de vreme, le culegea din pădure. Florile din coșul femei îmi arătau cum se schimbă anotimpurile. Când trecea ea, mama mă striga: ia că o trecut Susana, ia-ți și tu ghiozdanul că trebuie să mergi la școală. Toamna, florile din coșul ei erau în toate culorile lumii: mușcate, tufănele, albe, gherghine, pestrițe, crizanteme galbene și roz, cu frunze verde închis, mirosind amărui. De mic copil mi-au plăcut florile, iar Lelea Susana părea că n-are altă grijă pe lume decât a lor. Pentru mine era mama florilor și anotimpurilor, ceasornicul de mers la școală. Eu cred că o să-i mășină niște voi. Nu scriu acela stâmp. Nu scriu și eu 5 ori, să am acolo, nu? De la o vreme, pentru Grigore Leșe, orice întoarcere printre ai săi, în țara Lăpușului, se petrece în ritual și în mit. Uneori vine singur, alteori cu prieteni doritori să înțeleagă fluidul unei ființialități care se dezgolește kenotic și se reifică tulburător într-o bucuria celor care au nevoie de forța ei și care îi dezarmează pe cei care poate că o resping. Numai la Stoiceni, satul unde a intrat în lume, artistul își exorcizează neliniștile și suferințele și se apropie cu seninătate și grație de arhetip. Lele Ruzane, ce-o zis Grigore, străbunicul meu? Dar era nimic, nu știu de cât ai fost. Păi eram cu cămeșă. Cum era îmbrăcat? Cămeșă lungă. Cămeșă lungă.
Și ce? Cum am fugit? A fost Metadoche, cu caierul acolo la Florica lui Hude. Cu caierul? Cu caierul. Și eu, ai venit la ei, mamă Doche, mamă Doche, hai fuga, că tata Grigorie a spus la mâțul deasupra fitiului. Că a mâncat groșorul de pe oala. Nu-i vezi atunci, vezi. Vezi-l de atunci. Cine crezi că mă sună, Zamfir? Da! Doamne ajută! Mă, ce n-aș face eu dacă aș avea cu cine? Eram tare bucuros când bătrânul meu Grigore venea de la mesele de moș, din Duminica Paștelui. La noi se pomenesc morți în tot postul Paștelor. Iar în ziua de Paști, fiecare familie le întindea ofrandele rituale pomenite pe mesele de piatră aflate în curtea bisericii, fiecare pe lespedea ei. Ei bine, când venea bătrânul Grigore de la masa de moș, avea buzunarele pline cu ouă înroșite, prescuri, pup, colăcei, plăcinte. Alergam dinaintea porții când vedeam că vine. Mă lua în brațe și mă arunca în sus. Hopa, dragul moșule! Îmi plăcea de totul, dar ochii mi-erau țintă la buzunarele burdușite ale căputului străbunicului Grigore. Când mă lăsa jos, mă prindeam de buzunarele pline cu bunătăți, iar moșul mi le scotea pe rând una câte una. Zilele acestea, demonul le mai găsesc. De aceea, atunci când se desprimăvarează, când toate se înnoiesc și firul ierbii săgetează spre soare, nu-mi găsesc starea, tot îmi vine a umbla și mai ales a mă întoarce acasă în stoicenii lăpușului. Cu greu mă stăpânesc să nu plec așa pe negândite, să fug de București, de lume și de mine, să merg la copacii mei, la grădina mea, la oamenii curați și cu frica lui Dumnezeu, care trăiesc în armonie cu tot ce îi înconjoară și au măsură în toate. Să merg la bisericuța veche din deal, cu jilțul împărătesc și oprit de bunicul meu, iar de acolo să mă uit în jos către sat, să văd oameni umblând ca niște furnici, să le aud vorbele ca un murmur, ca un freamăt, cum se amestecă și cum se deslușesc. Și să vină Paștele și să nu pot fi mai fericit de atât. Când soarele răsare, când soarele răsare, boii Hristos și-i prinde și la plugea răduie. Stați voi, boi, pace-s pământ, stați voi, boi, pace-s pământ, până noi scrie o cărtivice, s-o trimă la maica mea. Să-mi trimat-o gustăre, să-mi trimat-o gustăre, ptită albă ca spuma și grâu roșu ca ruja. Mă uitai pe luncă în jos, mă uitai pe luncă în jos, văzui poșta poștevilor, cu icoana precistii. Unde duceți icoana, unde duceți icoana, o ducem la Baia Mare, acolo-s mai mare altare. Cu ușile jos spre mare, ferestele către soare.